produsul. Deci n-ai avut nicio problemă cu celelalte. Nu, nu, n-am avut nicio problemă, dar pur și simplu mi-am dorit altă formă și mult mai... Acum sunt foarte așa în sus, pentru că abia am 2 săptămâni, dar se o să se lase și să fac așa mai naturale. Vreau așa să se vadă forma mai naturală, că sunt mai moi astea. Și, bine, domnul doctor Stan Vitali mi-a spus că nu sunt recomandate pentru orice fată genul ăsta, pentru că cele care au sânii un pic mai lăsați o să se lase mai mult, știi? Că sunt grele. Nu, sunt mai moi și mai alunecoase. Bine, și pot face, nu? Ridicare? Nu, poți să pui alt tip de silicon, unul care stă mult mai stabil, știi? Ai dat-o aici și diferențele sunt palpabile. Sau poți să ieși cu gute să-i tăi la spate. Ieși cu șireturi, ca la costumul de baie. Cu Serghei nu putem vorbi. Înțeleg că este mărimea asta, dar textura asta. Da, textura este mai fină și mai moale, așa, mai... Astea sunt noile apariții, ca să zic așa, nu? Da, nou model. Bine, le-am mai văzut mai de mult pe asta, într-adevăr. Astea erau destul de aderente, așa, acum... Depinde și cum vrei, și forma și așa. Celelalte sunt mult mai rotunde, nu mai m-am plictisisem de forma aia rotundă. Am zis Dar te tot operezi doar că te-ai plictisit de formă? Da. De ce nu? Ultima oară ce ai că nu te mai operezi? Acum te întreb, nu, o să te mai operezi? Eu cred că da. La sân, nu. La sân, nu. La unde? Nu, dar dacă apare ceva nou, nu știu de ce. La sân ai 3, nu? La 3 operații, da. La sân are 2, cum a speriat. La sân ai 3. Dar așa nu știu. La sân nu. Că păi și unde mai vrei, în altă parte? Nu știu, dacă mai apar proceduri noi, uite, mă mai uit, văd și tot felul. Dar oricum multe sunt vrăjeli, mă uitam. Sunt atât de retușate pozele la mulți doctori prin afară, mă uitam prin Rusia, știi? Uh-huh. Păi da, cum să mă duc să am încredere să fac acolo? Știi că eu am stat în Kiev o perioadă, am locuit acolo. Și am fost la un doctor acolo și l-am întrebat: cum îi faci, domne, la fată văzusem la una, mamă, maxilar din ăla așa, dar în poze văzusem, da. Gen proeminent, mișto, fața ascultată, toată, și zic: cum ai făcut asta? Și că, super simplu, ci că cu liposucție, cum dracu liposucție la față? Și Păi ai nervi acolo, cum să-i trec cu canul aia? Păi știe ăla că e doctor și intrăm noi. Așa, și pozele erau atât de retușate, dar de unde? Îți dai seama că am citit pe internet și spunea că te recuperezi în 2 ani, ceva de genul la față, adică stai cu fața bombardată, așa. Depinde, cred, așa, eu știu pe cineva care face, o să spun în pauză. O doctoriță care face și cred că e exact ce vrei tu. Da, bine, nu-mi vreau, nu. Că nu mai vreau să stau atât. Face cu un laser. Cu un laser și e cu recuperare instantă. Da, cu adică laser nu stai... cu crema aia. Păi, aia știam și eu, tot așa. Bine, eu știam că cele mai sigure sunt tot alea cu bisturiu. Nu, eu o tehnică nu acum. Tot, 100%, adică rezultatul e 100% cum ți-l dorești. Normal. Cu recuperarea este mai grea, dar rezultatul normal. E... Normal, așa spun medicii serioși. Dom'le, nu ne apucăm să injectăm, să facem, fuge buza, cu bisturiu e sfânt. Dacă ai... Nu, dumneavoastră, o tehnică nouă să face curață, l-am văzut. Ați-ai făcut tu? Eu m-am dus și mi-am făcut extensie și m-a păcălit doctorul și în loc să așa mi-a intrat toată mine. Da, mă, sunt tehnici, asta spune-și produsul. Sunt tehnici. Da, astea, ce spui tu, vin natural, nu mai e nicio tehnică, vin cu vârsta. Dar ce spune Cruțuța, poate fi într-adevăr o capcană, pentru că tu nu știi. Nu, tocmai asta nou acum, care nu-ți face. Noi, Serghei. Dar Serghei știe mai multe ca mine. Am văzut la televizor, m-am uitat cum s-a uitat și Paula. E o chestie care îți face cu... Eu o cunosc personal pe doctoriță. Îți dă o cremă, îți face cu laserul și îți stopește grăsimea dinăuntru și îți face asta fără să intervină. Da, da. Și recuperarea este foarte ușoară, pentru că nu ai timp de... nu sângerezi, nu afară. Adică e pe viață sau e... E pe bani. Da. Dacă nu trăiești multe, ține o viață. Cu reconturare mandibulară, cu tot, cu scoate gușă, scoate tot, cu, dacă ai pe aici, pe dedesubt. Da, dom'le, scoate gușa. Întinde pielea, că se restrânge pielea de la laserul ăla. E foarte tare. Și cum scoate gușă, nu cu... E ca o liposucție, tot cu o canulă specială, foarte fină, asistată de laser, care închide toate vasele de sânge și nu mai sângerezi. Nu stai cu 100 de milioane de pansamente. Că la știu unde merge. Fără mișto. Hai, mă, lasă-mă. Bă, dacă am văzut la televizor. Ce ai zis, Serghei? Laserul, adică cu bisturiu poți să greșești cu alea, dar cu laserul pe computer merge exact unde trebuie. Mm-hmm. Ca și la dinte, acum ai spus, face cu laserul. Și la... Ce mă n-ai văzut? Da, e prima oară când am avut eu. Și eu. Ce laser? Că... Cum, mă, ultima acum? De alea de jucărie, de spune și formă. Ia uite, bă, mă, dau ce nu știu, nici nu știu, și nu știu.
Ăștia fac mișto, mă, ca să te stârnească. Nu știu, chiar la dentist ce se face cu laserul? La dentist? Caria se face. Pac, face, pac, pac, îți pune niște ochelari să nu te radieze, pac, pac. Bă, nebună, aia întărește, mă, cu laser. Nu, doamne, aoleu, mă dau cu capul de asfalt, dacă vrei să sun pe doctor, acum ce dracu? Acum te zic. Nu mai zici vreo două. Eu știu că după ce spune aia, vine cu daia albastră și face tiu, tiu, tiu. Ca să întărească compozitul. Da, să întărească acea compozitul. E cu laser și îți face și, nu-ți mai bag albinuța aia, să mai te hârie așa și să-și fără freză. Fără freză. Și să-și oprește, nu se duce, că așa cum făcea cu mâna la asta, așa, să oprește unde se oprește. Da, știi ce m-am chinuit ăla? Cum îți face caria și scoate și bățeaua tot cu laserul? Aia ți-o scoate, era să zic eu ce ți-o scoate acum, nu? Dar îți face cu laserul, mă, ce dracu, te duc... Pe cuvântul meu, știi ce mișto, eu nu mai simt nimic. A, vreau și... Da, știi ce e ciudat, că tu ai telefonul ăla și vorbești de revoluția tehnologică din... Pe tu crezi că... Dar chiar ce telefon e ăla? Ai văzut, ai văzut tu pe telefonul ăla, portocaliu? Mă duc și plătesc, aia era-i bă ăla, lasă! Ia zic, Rudu-ță, uite, ultima minună a tehnicii. Ce telefon e ăsta, doamne, Nokia? Dar de ce ai de-asta? Pentru că atât a putut să ajungă la nivelul ăsta de tehnologie, dar ne zice nouă de lasere. Da. E cu vibrator să ia bilbac și când sună fac în gura. Și mesaje dai? Mesaje dau, dar cu porumbei mai ajung. La trei fumuri pe cele, aproape cineva ce gust. Cu preșuleț, mă, cu fum trimite mesaje. Ce poze, Serghei? Face poze, dar nu știu să fac poze. Păi cum faci asta? Crapă telefonul când fac poze cu mine. Ce ia fă-i Cruduță, fă-i o poză. Să văd eu dacă face poze, nu vine să... Face de alea pixelate. Face, mă, face orice, stai să văd. Da, cum face? De câte sună cineva? Ia, mă sună în emisiune, pot să răspund. Mă sună emisiune? Mă sună toată lumea în emisiune. Dar mă, cum să nu? Dacă spun că e cu, asta cu laser, ce dacă ultima șmecherie acum? Da, 50.000 da, pe aparat. 50.000 pe aparat? Uite, da. La stomac, n-am auzit. Știam la ochi, știam... Te costă la fel. Nici eu nu știam. Nefasta lui Viorel, mă, ce nu face? N-a mers cu ea, n-a luat locul 2 în Europa, la aia. Noi am băut și a luat locul 2 la... Lasă-l. N-am înțeles nimic. Ai băut și ai luat locul 2. Nu, ci că noi am băut și ea a luat locul 2 la lasă. Vezi, dacă nu bei... Locul 1 cine a luat? Unul cu ciocanul. A venit unul, bă, sincer. Bă, te duc, bă, nu simți nimic și nu mai te-ai bâzea. Dar tu ți-ai făcut? Acum 3 zile. A, ți-ai făcut carie cu laser? Da. Nu mai mă sunați, bă, ăștia mă sună toți în emisiune. Acum nu pot să văd, da, vorbesc. Scrieți-mi. Da, mai știi când a făcut? Dar, cum, dar ce tehnic mai știi, Serghei? Ia mai zine, da? Da, eu am o întrebare la tine. Da. Acum, dacă te maturești repede și te vezi de oglindă și nu te recunoști, ce faci? Cum să nu mă recunosc? Când te vezi cu țelă și poate... Dar nu sunt așa mari, Serghei, cum zici, cum... Când spui 700 de mililitri, ți se pare mare, dar așa... Eu sigur de uischi. Pe sumușchi. Ai o sigur de uischi. Într-o parte, o sigur de oameni. Într-o parte, Johnny Walker. Le pui și robinet, te-ai aranjat. Da. Trebuie să-ți mai pui o bară de coduri. Nu, nu sunt mari, o sticlă de whisky. Pipe sub mușchi nu par așa mari. Știi, când le, uite, când te uiți așa, de exemplu, la ei. Ba, așa pare mare rău. Da, zici că mamă, deci, știi... Mamă, trec ce... soldați. Da, e nenorocire. Nu mai mă sunați în direct, că nu pot să răspund. Așa este formatul emisiunii. Fiecare, deci, e emisiune deschisă aici. Unul dă anunț, eu vând garsonieră. Nu mă mai sunați în direct. Azi mă să răspundă, că probabil că te sună tocmai pentru că au văzut și te... Ce? Sunt, vezi că sună din ce fi toată lumea. Unul mi-a spus dacă pot să colaborez cu... Păi vezi, de aceasta spun că te-au văzut. Ce-au zis? Șicanează. Vor să-i faci cunoștință unuia cu... Bun. De fapt, nici nu vor să vorbească cu tine, vor să vorbească cu Daniela. Și că bani mulți, senator afară, ia uite. Senator, creator. Creator, ce creează? Senator, ce creează panică, ce se creează? Haine, ce creează? Cum Serghei, ce creează haine? Păi poți să creezi mai multe, nu doar haine dacă e creator. Ce poți să mai creezi? Hai să faci o dată de inteligență. Am crezut că ești pe filie cu senator de afară, mă. Păi ce mai creem? Păi orice. Auzi, ce mai creem? Dă-mi un răspuns. Mai creem de bijuterii. Da, exact. Facem milițienică. Pantofi, orice, preze. Auzi. Pe asta am spus, creator de modă. Deci milițien din Rahat. Dacă e drăguț, Serghei? E drăguț? N-am dacă e drăguț. Cu el. Că n-am poză cu el, că telefonul ăsta nu-mi permite. Nu permite să-ți ară poze pe telefonul ăsta. Da, bă, bă, uite, n-aș fi crezut că Serghei este atât de upgradat, dar dacă a luat și locul 2... Da. N-am luat eu locul 2, bă, eu susțineam în sală. Doar la locul 1 la... N-am înțeles nimic. Ai luat locul 1 la consum. Da. Cruduțo, deci... Da. Alte intervenții nu excluzi, nu? Nu, e, de ce? Dacă eu mai apară ceva, mi-mi place să încerc. De ce? Altfel nu? Cum ești?
Bine? La fel bine, cu dragostea, da. Cum stai? Mă distrez, ies. Acum n-am mai fost, că am fost pe antibiotic și n-am mai putut să beau, să ies. De ce ai făcut? E o vrăjeală. Păi am fost pe antibiotic cu implanturile. Stai, stai că are expertul, are și la asta. Am stat așa două săptămâni. Poți să bei antibiotic până vomiți? Păi poți să bei până vomiți? Păi și americanii ar fi, n-ai nicio legătură băutura cu... Da? Nu mai faci, dacă iei, dacă bei cât iei antibiotic, nu-și mai face băutura. Da, da, eu există, am o stare, domnule, de leșin de la ele, de somnolență, de asta. Băi, Serghei, n-auzi, mă, că nu-și mai face... Băutură, nu de antibiotic. Nu-și mai face băutura efectul, mâine, bă. Deci, au eu știu la fel ca ei, și eu știu la fel ca ei. Intrați pe aparatură să vezi că nu are nicio legătură antibiotic. Orice doctor, când îți dă și ceai de tei, spune, nu consumați alcool. Pe cine spune, bă, ia medicamente și rupe-te. Ai văzut ce au zis, că după ce faci rapelul 3 săptămâni, nu trebuie să mai bei. De să nu-ți faci. Da, cum a făcut? Am zile, mă duc să filmez acum la Neamărin, sezonul nou, da? În martie. Așa, am mai fost la un videoclip, la Shift, la un cântăreț am apărut. Tot așa, într-un videoclip mai trebuie să mai apar. Na, chestii de astea. Nu vrei să te întorci? Nu. Eu, nu mai vreau, eu mereu te, eu mereu te întreb, bă, cum te prind pe noi. Eu și-mi scriu unul, o dai în gaboială. Mi-a trecut timpul, da, m-am îmbătrânit, las-o fetele mai tinere, acum vin fetele de 20 de ani, ce mai caut eu? Păi bașcă bătrână. Păi, dacă ai îmbătrânit, de ce nu te măriți și tu nu te așezi la casa? Dar nu vreau să mă mărit. Nu-mi place ideea asta, nu știu. Nu-ți place, nu? Cea mai mare imbecilitate. Da, nu vreau, nu-mi place, nu știu, să mă leg eu așa. De ce rezbor, tu e cea mai mare imbecilitate? Nu te lag o hârtie de una care după aparat te vizor și te măscărește, că te-ai ars în sub braț, că te-ai făcut... Dar eu vreau să mă, să, nu știu, să cunosc, să călătoresc. Să cunoaștem lumea. Să cunosc, da, nu știu, sunt așa de zi... libertină, nu-mi place să mă grădesc așa, să fac aceleași lucruri. Dar după copii vroiai când erai? Vroiam că vroiam, acum să faci copii fără să te căsătorești. Nu mai vrei? Acum... poți să faci și fără să te căsătorești. Poți să faci fără să te căsătorești. Dacă e să fac așa, da, îl ții normal, că eu n-am rămas niciodată. Prinzi o găină cu bani mulți și e la pensia și dă-te, mă, slobod. Păi nu vezi ce se întâmplă cu Bădălău și cu... Am văzut-o, mi-a rămas șoc așa, cum mi-a revenit. Dacă este frumos și este copilul frumos, da. Crudu-tu, tu ești la curent, mă? Ești la curent cu scandalota? Cu ce? Cu Claudia și cu Bădălău? Nu, da, nu. Bă, dacă vezi că mi-a scris, am 20 de telefoane și 100 de mesaje. Dar lasă-le dracu de mesaje. Dar ce crezi că, bă, e legate de Crud, ce crezi că mă învață toți? De mine? Ce zice, da, lumea? Pune mâna să vezi dacă sunt catifelate. A, sânii? Păi nu, că acum sunt... Ia de aici, lasă, nu pune mâna. Uite aici, să vezi că sunt catifelate. Mostră. Serghei, ia de aici. Ce să pun pe aia, mă? Lasă-mă pe cuvânt, că mai bine pun pe Cruda, mai bine pun pe mine. Da, ia pune Serghei, cum se vede. Dar vezi că, uite, eu când am luat siliconul ăla și l-am pus pe dedesubt, așa pare, știi, mare, dar când îl bagă pe sub mușchi, nu mai e așa de... Și vrei să-și pună Serghei? Da, dar nu, că se vede. Eu îmi pun în fese, că mi-au cam căzut. Da, păi am... Serghei, ți-au telefonul, dă-l dracu de telefon. Păi dacă îmi scriu așa să vă spun. Păi lasă-l acolo, că vezi la... Ia nu mai scrieți, bă, fără sunat, fără scris. Mai... Am văzut acum cât m-am... În zi, când am fost și m-am operat, domnul doctor, deci punea, a pus în ziua respectivă, cred că 3 operații a făcut de fesier. Deci din ce în ce mai multe fete am văzut că își pun în, da, fund. Da, tot așa? Faine, arată la fel în fund, doar că mi se pare că sunt mai plate. Am văzut la domnul doctor acolo pe masă, mai plate, așa, mai... Da. Îți ia grăsime nebună de pe tine și spune în găuri. Dar nu, da, ești, există și silicon, eu mă refer, păi, la implant cu silicon. N-a fost cu noi în emisiune, când i-a plecat curul într-o parte, nu eram la tine, de te-ai speriat și ai fugit de lângă ea. Cine? Nu mai dau numele. Da, 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 lui Guță. Nu mai face pe femeie de căcat. Da, da. Știu, lui Beyoncé, da, Beyoncé, da, de România, da. I-a plecat că o să într-o parte, mă uitam, zic, hăt să-i avea pe aici, zic, stai puțin, că poate îmi sare și mie ochii. Da. I-a fugit implantul, doar? Da. Fugit. Slăbise, mă, sau grăsime. Nu, implantul. Nu, domnule, i-a mutase pe ceva, că mi-a spus că o doare nevi, că stai aplecată. Nu mai ții minte că cea, da, care boala lui Henry, ți-a fost frică să pui mâna pe aia și mai pus pe mine lângă ea, să te-am și eu puțin mai beșeau, mai cotime. Când o, nu știi că i-am dat, mă, o pernă să stea pe o pernă cu o durea. O pernă, da. Păi țin eu minte. Când o să scriu, țin și eu minte, dar mă fac că am uitat. O să te iau cu realizator, deci, la cartea pe care o să scriu. Deci mă uitam acum, pe TikTok-ul ăsta. De ce Serghei pe TikTok în vogă, de la emisiune, de la când făceam un show păcătos. Ai văzut, deci toate momentele de acolo, când fanii... Când nu-l atunci, bă, când da, m-am misteriat, bă. Deci toate sunt cu el și toate replicile lui și așa, de sunt, da, virale, virale. Da, au început să circlești cu mine, da. De pe vremuri, da. Trăim din amintiri, nu e bine trăim din amintiri. Da. Nu, dar na, da, mă, oamenii, da, știu, nu pot să uite. Atunci a fost panorama frumoasă. Da. Băi, Serghei, dar mai nebunim. Dacă am sute de mesaje, am sunat 30 de persoane. Dar nu se termină lumea acum. Vezi că pe mine nu mă sună, nu-mi dau mesaje. Păi nu te sună, că n-ai cunoscuți.
Eu de gata, zic, crezi că pe mine nu mă sună, mă sună, dar ce să fac? Păi vor să intervin cu aici în emisiune. Las că intervii în pauză. Păi zi, ce vrei să intervii? Băi, intervii la pauză. Nu mai Mărculescu, săracu, intervenea pe pauză. Da, mă, Dumnezeu să-l ierte. Ții minte ce am râs cu cartea care a scos-o atunci? Da. Care n-am înțeles niciun nimic. Ce zice? Ia uite, Serghei, poți să îmi spui, să-mi dai și mie numărul de telefon al doctorului, ce stomatolog care a lucrat cu laserul? Da, în pauză vă trimite. Da, Dumnezeu, cum, dar știi toată lumea că lucrează cu laserul? Ce dracu, când am copii lucram cu laserul, de-așa mă jucam cu laserul. Până m-a prins și mi-a luat laserul. Avidu, ce faci aici, mă? Mă joc cu laserul, dă-mi laserul. La voi, pe acolo, pe chiselete, jucai cu laserul. Cum de acum? Scriam, fut pe gard cu laserul cum vreau eu și am intrat la facultate. Mai, da.